Iosif Paulet, dragi prieteni ai rugăciunii Teze, vă spunem cu toată inima, bine ați venit la rugăciunea de aducere de mulțumire pentru 20 de ani de rugăciune în stil Teze în Iași. Avem nenumărate motive să-i fim recunoscători Domnului la acest moment aniversar. Îi mulțumim Duhului Sfânt pentru inspirația dăruită fratelui Roger pentru a fonda la Teze o comunitate ecumenică dăruită rugăciunii, evangelizării și tinerilor. Simțim recunoștință și față de tinerii care acum 20 de ani au dorit să se apropie mai mult de Domnul prin cântecele Teze și împărtășind viața lor de credință. Îi purtăm în suflet pe părinții iezuiți care au oferit atât spațiul casei lor din Copou pentru un loc de rugăciune, cât mai ales timpul și experiența lor de însoțire spirituală. Mai ales suntem recunoscători Domnului pentru fiecare clipă de har pe care au experimentat-o tinerii care au ales să cânte și să se roage în acest grup în ultimii 20 de ani. Nu în cele din urmă, îi mulțumim Domnului pentru că după 19 ani de prezență și rugăciune în Copou ne-a dat posibilitatea de a ne ruga împreună aici, în catedrală, în fiecare duminică seară, după ultima liturghie. Îi mulțumim Părintelui Paroh, Paul Budău, că ne-a oferit încrederea și generozitatea sa, primindu-ne aici, precum și tuturor celorlalți preoți și persoane consacrate de la catedrală, ce ne însoțesc cu simpatia și prezența lor. Acest aniversar este marcat de un dar cu totul special. O cruce nouă, pictată în stil Teze, este un dar din mai multe puncte de vedere. În sensul cel mai profund, este darul lui Iisus pentru fiecare dintre noi. Însă este un dar și pentru că am primit-o prin instrumentele binevoitoare ale Providenței. Meșterul din Răducăneni, domnul Cătălin Hadar, ne-a oferit lemnul și a întocmit crucea și suportul ei, iar tânăra postulantă de la Mănăstirea Clariselor din Roman, Mădălina Toma, ne-a oferit pictura care împodobește acest lemn prețios. Îi purtăm pe toți în rugăciunea de mulțumire. Vă mulțumim și preasfinției voastre, episcop Iosif, că ați dorit să împărtășiți cu noi acest moment de rugăciune și mai ales că veți binecuvânta crucea, iar la urmă și pe noi. În timpul rugăciunii, după Tatăl nostru, vom adora crucea într-un mod potrivit cu timpul pandemiei. Vom veni în procesiune ca la împărtășanie, înaintea crucii, și vom face o scurtă rugăciune, însoțită de semnul crucii și o plecăciune, și apoi vom lua un citat din Scriptură și un semn de carte care să ne ajute pe toți în trăirea vieții creștine. Tuturor o rugăciune cu multă pace și har. Thank you.
Harul Domnului nostru Iisus Hristos, care a atârnat pe cruce pentru noi, să fie cu voi toți. Fraților prea iubiți, noi care vom binecuvânta în mod solemn noua cruce, să cinstim în credință planul veșnic al lui Dumnezeu, prin care misterul crucii a devenit sacrament al îndurării dumnezeiești. Privind crucea, să ne amintim că pe ea s-a împlinit sacramentul iubirii cu care Hristos a iubit biserica sa. Salutând crucea, să ne reamintim că, înlăturând orice dezbinare prin sângele său, Hristos a făcut din diversele neamuri un singur popor al lui Dumnezeu. Adorând crucea, să ne gândim că noi suntem și ne mărturisim discipoli ai lui Hristos și, purtându-ne fiecare crucea zilnică, să-L urmăm cu iubire, să ne străduim așadar să participăm cu luare aminte la acest moment de rugăciune, pentru ca misterul crucii să ni se dezvăluie mai puternic și să putem cunoaște mai bine semnificația Lui. Să ne rugăm! Te binecuvântăm, Doamne, Părinte Sfânt, care din belșugul iubirii Tale, din lemnul care a adus omului pieirea și moartea, ai făcut să izvorască leacul mântuirii și al vieții. Căci Domnul Iisus, preot, învățător și rege, când a venit ceasul trecerii sale, s-a urcat de bună voie pe lemnul crucii și l-a făcut tron al slavei sale, altar de jertfă, catedră a adevărului. Acolo, înălțându-se de la pământ, a triumfat asupra dușmanului din vechime și, împurpurat de sângele său, a luat prin suferință totul asupra sa. Acolo, cu brațele întinse, ți-a adus, Tată, ofranda vieții sale și ne-a oferit puterea mântuitoare a sacramentelor legii celei noi. Acolo, murind, a învățat ceea ce vestise prin cuvânt, că grăuntele de grâu îngropat aduce recolte îmbelșugate. Te rugăm așadar, Doamne, pentru credincioșii Tăi ce adoră acest semn al mântuirii, ei să dobândească acele roade ale răscumpărării pe care Iisus Hristos le-a câștigat prin pătimirea Sa, să țintuiască păcatele pe această cruce, prin puterea crucii să nimicească trufia și să-și întărească slăbiciunea, din ea să soarbă mângâiere la necaz, spre ea să alerge cu încredere în primejdii și, întăriți de puterea ei, să străbată nevătămați cărările lumii, până ce Tu, Părinte, îi vei primi în împărăția cerurilor. Așa te rugăm prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Thank you.
preamăresc, Doamne, pentru că m-ai eliberat și n-ai lăsat pe vrăjmașii mei să râdă de mine. Doamne, Dumnezeul meu, eu am strigat către Tine și Tu m-ai vindecat. Doamne, Tu mi-ai scos sufletul din locuința morților. Tu mi-ai dat viață ca să nu cobor în groapă. Cântați Domnului, voi credincioșii Lui, lăudați memoria sfințeniei sale, căci mânia Lui ține o clipă, dar îndurarea Lui ține toată viața. Seara intră în casă plânsul, iar dimineața bucuria. Iar eu, în bunăstarea mea, am zis, nu mă voi clătina în veac. Doamne, în bunăvoința Ta, m-ai așezat pe un munte puternic. Dar când ți-ai întors fața de la mine, am fost cuprins de spaimă. Către Tine, Doamne, am început să strig și de la Dumnezeul meu am cerut îndurare. Ce câștig ai avea din sângele meu de a-și coborî în adâncuri? Oare te va lăuda țărâna și va face cunoscut adevărul tău? Ascultă-mă, Doamne, ai milă de mine. Doamne, fii Tu ajutorul meu. Ai schimbat geamătul meu în dans. Mi-ai sfâșiat haina de pocăință și m-ai încins cu bucurie, pentru ca sufletul meu
să-ți cânte fără încetare. Doamne Dumnezeul meu, în veci te voi lăuda. Din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, după Sfântul Ioan. Lângă crucea lui Iisus stăteau mama lui Iisus și sora mamei lui, Maria a lui Cleopa și Maria Magdalena. Așadar, văzând Iisus că stătea acolo mama lui și discipolul pe care îl iubea, i-a spus mamei: Femeie, iată-l pe fiul tău. Apoi i-a spus discipolului: Ia-o pe mama ta. Și din ceasul acela, discipolul a luat-o acasă la el. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase!
Doamne Iisuse, îți mulțumim pentru acești 20 de ani de rugăciune, pentru acești 20 de ani în care ne-ai oferit atât de multe daruri. Aș vrea în seara aceasta să-ți mulțumim pentru Ingrid, care, luminată de Duhul Sfânt, s-a reîntors din Iași după ce a făcut o vizită în Teze și a dorit să aducă rugăciunea Teze în mijlocul tinerilor, aici în Iași, pentru ca toți să se poată bucura de acest mod de a te întâlni pe tine, de aceste cântece, meditații ale cuvântului tău, de această comuniune profundă cu cei din jur și cu tine. De asemenea, îți mulțumim și pentru primii tineri care, timp de 2 ani de zile, au mers constant, erau doar 5 și se rugau, pentru ca acest grup să poată să-și găsească un viitor, să găsească și alți tineri care să-și dorească acest lucru. Ingrid acum este departe de noi, dar în comuniune prin intermediul internetului și se roagă acum cu noi. Îți mulțumim, Doamne, pentru acei tineri care acum sunt adulți și unii dintre ei sunt aici în biserică alături de noi și pentru toți ceilalți care au trecut prin grupul Teze, care s-au îmbogățit cu această rugăciune și apoi au mers mai departe în drumul lor, în viață. Îți mulțumim, Doamne, pentru părinții iezuiți care ne-au sprijinit încă de la început și pentru părinții spirituali pe care Tu ai avut grijă să ne-i oferi la timpul potrivit. Într-un mod special îți mulțumim astăzi pentru părintele Daniel, care este spiritualul grupului Teze, și pentru părintele Cristi, care este atât de constant și prezent în mijlocul nostru de câțiva ani. Și totodată îți mulțumim pentru viața părintelui Cristi și a tuturor celor care în această lună își sărbătoresc ziua de naștere. De asemenea, Doamne, îți mulțumim pentru toate locurile prin care ne-ai purtat, pentru toate capelele pe care noi, cu ajutorul Tău, am reușit să le transformăm într-un loc de rugăciune plăcut Ție. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai primit aici, în casa Ta, cel mai frumos loc în fața tabernacolului și a crucii Tale. Și peste tot pe unde am fost, lucrurile pe care le-am purtat cu noi au fost crucea și icoana prieteniei care însoțește această cruce, Iisus și prietenul Său. Îți mulțumim, Doamne, și așezăm înaintea crucii Tale toate aceste persoane pe care Te rugăm să le binecuvântezi și să le oferi toate harurile de care au nevoie pe drumul lor. Și de asemenea, așezăm în fața crucii Tale toate bucuriile, toate încercările, toate suferințele fiecăruia dintre noi și ale familiilor noastre. Ajută-ne, Te rugăm, Iisuse, ca în această perioadă de post să avem curajul să Te privim mai des pe cruce și să nu ne pierdem niciodată speranța în învierea Ta. Să ne rugăm. Doamne, în această perioadă a postului mare, Te rugăm să ne ajuți să ne reconciliem cu Tine și cu cei
din jurul nostru. Să ne rugăm. Doamne Iisuse Hristoase, pe cruce te-ai încredințat Tatălui, ni te-ai încredințat nouă. Te-ai dăruit uitând de tine însuți, pentru ca apoi să te redobândești de la Tatăl împreună cu atâția frați. Îți mulțumim pentru acest mister al iubirii, al încredințării și al dăruirii și ajută-ne și pe noi să ne uităm pe noi înșine, încredințându-ne Tatălui și dăruindu-ne celor din jur, să ne rugăm. Iisuse, te rugăm pentru ca rugăciunile noastre în jurul crucii să fie mereu izvor de fraternitate și solidaritate care se oferă apoi fiecărui om. De la tine să învățăm umilința, generozitatea, să învățăm să acordăm timp ție și semenilor noștri. Te rugăm să ne dai multă răbdare în încercările de fiecare zi. Să ne rugăm! Doamne, îți prezentăm familiile noastre. Te rugăm, trimite binecuvântarea Ta, pacea, lumina, iubirea și speranță acolo unde există dezbinare. Te rugăm, în această perioadă de post, ajută-ne să fim mai buni, mai blânzi, mai atenți cu cei din jur, și să renunțăm la tot ceea ce ne îndepărtează de Tine. Să ne rugăm! Vin înaintea Ta pentru a-ți mulțumi pentru darul vieții, pentru părinții mei care mi-au oferit o iubire adevărată și o credință pe care am și o credință minunată pe care mi-a oferit-o zi de zi. Îți mulțumesc pentru a doua familie Teze, unde am cunoscut oameni minunați,
de la care am învățat multe lucruri bune și minunate. Fii alături de noi în orice moment. Să ne rugăm. Iisuse, însoțește-ne în luptele noastre, interioare și exterioare. Dă-ne forță în ispite, înțelegere în conflictele cu ceilalți. Oferă-ne pacea Ta, Iisuse, să ne rugăm. Scriptură, știm că prezența Ta, Doamne, nu o simțim în zgomot, în tumult, în furtună, ci în unduirile silențioase, în clipele meditative, în cuvintele profunde care vorbesc spiritului nostru. E ceea ce facem ori de câte ori ne întâlnim pentru rugăciunea teze. Iisuse, adună înaintea crucii Tale noi și noi tineri, suflete care după zilele agitate ale săptămânii au nevoie de vitamina tăcerii, de energia supranaturală a Harului Tău, de simțirea prezenței Tale minunate. Noi te rugăm. Cunoștință și pace. Să ne rugăm. Thank you.
M-am uitat pe foaia pe care mi-a dat-o Părintele Daniel și văd că scrie aici spre final mesajul episcopului și binecuvântarea finală. Înainte de a vă da această binecuvântare finală, în mesajul meu, vreau să îmi exprim în primul rând bucuria pe care mi-ați făcut-o văzându-vă adunați în număr așa de mare, impresionant, la aceste momente de rugăciune în jurul crucii, și spun în jurul crucii pe care am binecuvântat-o la început, mai ales că suntem în timpul postului mare, când în fața noastră stă cu precădere crucea, meditând ce a plătit Dumnezeu pentru noi, pentru păcatele noastre, jertfa Fiului Său. Sigur, pentru mine, ca păstor al diecezei, nu poate fi decât o mare bucurie atunci când aud că în dieceza noastră sunt grupuri de rugăciune, mișcări religioase, congregații, de asemenea, ordinele religioase pe care le avem și tot ceea ce înseamnă grup adunat în jurul lui Hristos pentru rugăciune, pentru meditație, acest lucru însemnând o actualizare a cuvintelor lui Iisus din Evanghelie și o înțelegere clară a acestor cuvinte, unde doi sau trei se adună în numele meu, eu sunt prezent în mijlocul lor. La aniversarul acestor 20 de ani Teze aici în Iași, vreau să vă felicit pe cei care sunteți statornici cu prezența voastră, cu trăirea vieții voastre creștine în această mișcare religioasă, Teze, despre care mulți, foarte mulți au auzit, chiar dacă nu fac parte din ea, mișcare ecumenică, ne face să ne simțim ca frații în jurul lui Hristos și să trăim comuniunea fraternă. Și lucrul acesta este minunat, este extraordinar. Așa că vă felicit pentru acest aniversar, pentru acești ani trăiți în rugăciune aici în Iași, cum spuneați voi, la Iezuiți, acum, în ultimul timp, în catedrala noastră, și vă doresc mai departe să aveți succes, să măriți în grupul acesta, atrăgând, sigur, nu făcând prozelitism, dar prin exemplul frumos al vieții voastre, atrăgând pe cât mai mulți în jurul lui Hristos, pentru că El este și rămâne unicul mântuitor al lumii. Vă împart acum binecuvântarea arhierească și cu ea ne vom reîntoarce la ale noastre, dar mai întâi am înțeles la subsolul catedralei să vedem o expoziție, o să spună Părintele Daniel îndată, și această binecuvântare aș vrea să vă însoțească pe tot parcursul postului mare, în special și în toată viața, mergând pe urmele Mântuitorului, trăind bucuria credinței noastre. Așa că vă rog să vă ridicați în picioare pentru această binecuvântare finală. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat! Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Celebrarea din seara aceasta s-a încheiat. Mergeți și trăiți în pace. Glorificat.
lăudându-L pe Domnul cuvintele Sfinte Fecioare, îi mulțumim pentru acest moment de rugăciune. Mulțumim fiecăruia dintre voi, cei care ați participat. Într-un mod deosebit îi mulțumim episcopului nostru pentru binecuvântare, prezență și susținere. Îi mulțumim Domnului pentru că din inima sa izvorăște mereu acest sânge prețios care în inimile noastre face să izvorească darul rugăciunii. Și vă invit să continuăm în această perioadă Apostolului Mare să ne rugăm ca Domnul să facă să izvorască din inimile noastre darul Duhului Sfânt și să ajungă astfel la toți. Le mulțumim tuturor celor care ne-au urmărit prin intermediul internetului, mulțumim și Ercis Media și fratele Kilian de la Teze, care probabil știți se ocupă cu cei de limba română, mi-a spus că este în comuniune cu noi în această seară și mulți alți prieteni dragi rugăciunii. Întrucât din inima Domnului izvorăște mereu iubire și care prinde foarte multe culori, după această rugăciune vă invit, cine are puțin tip, să coboare la subsolul catedralei noastre, în aula Anton Durcovici, să vadă o experiență, cum Evangheliile Duminicii prind culori. Este o expoziție a desenelor care ne-au folosit pentru a medita în duminicile din pandemie, pe baza Evangheliei Duminicale. Mulțumim Veronicei Dămătăr care le-a făcut și la subsolul bisericii va putea să ne spună și un cuvânt. Așadar, tuturor o seară plăcută și vă invităm imediat să coborâți la subsolul catedralei noastre. Thank you.